tot despre prize, atunci când jucătorul progresează și există o nevoie tot mai mare de a acoperi sau de a controla forța, prizele se pot schimba și putem ajunge la acele așa numite prize semi-închise sau semi-deschise. Ele sunt date de, această denumire este dată de planul rachetei, care în cazul unei lovituri de dreapta este fie semi-deschis, pe jumătate orientat spre cer, semi-închis, când este pe jumătate orientat spre sol, sau complet închis, atunci când cordajul este orientat complet spre sol. Prizele pentru lovitura de dreapta, prizele mai închise pentru lovitura de dreapta, sunt cea semi-închisă, atunci când acel vârf de la V se așează pe muchia imediat următoare celei de la priza continentală, și priza închisă, la care jucătorul așează vârful de la V pe muchia care este în același plan cu cordajul, cu suprafața de lovire. La rever se poate folosi priza semideschisă, care, deși este numită semideschisă, noi ne referim la poziția cordajului atunci când jucătorul lovește o lovitură de dreapta. Însă, la un rever, la un backhand, jucătorul va lovi cu partea opusă celei semideschise, astfel că planul rachetei este de fapt semi-închis. Da? În momentul de contact, corzile vor fi înclinate spre minge. În cazul serviciului, priza alta decât priza continentală este cea semideschisă. O priză care ne poate permite să dăm mai mult efect sau acel așa numit kick loviturii prin poziția rachetei ușor oblică în momentul de contact cu mingea.